Cluj, la Napoca am o stoantă. Mergem să luăm și pe Andrei. Suntem pregătiți de drum. Am ajuns nu la Cluj, de la Serghei. Sunt în fața blocului. Hai, te aștept. Pa, pa. Road trip, e 8 și 5, e ora aia în care pleacă lumea la muncă, să vedem cât ne ia. Da. Dăm drumul la cronometru, cât ne ia, să ieșim din București. Și felul cum o dăm omul, are și niște glume din astea așa inteligente, hați. Băi, adește-mi. Stai seama. Dezideriu foarte așa. Profesor de matematică, fizică. Dai seama, mă. Treaba lui. Partea bună e că am ieșit din trafic oarecum. Am trecut de Dorobanți. Într-un final. Într-un final, după fix 59 de minute. Dar... mai na, fix de atât. Mai avem până să ieșim din București. Vedem. Să dea bunuțul să ieșim azi. După o oră și 26 de minute am reușit să ajungem pe autostradă. Acum 26 de minute treceam de Dorobanți. Și după aia de la Dorobanți cu Ștefan cel Mare până la ieșirea din București pe autostradă am făcut 26 de minute. Fix. Ce se temă? Hidratarea de peste zi. Am ieșit pe autostradă, suntem în Pitești. Ăsta e mall-ul unde am stat sinistrat 3 ore. Ba. Singur, cu 5% baterie la telefon. Aici, așteptând să vină să mă ia. Poveste lungă altă dată. Începe drumul mai anevoios, dar mai frumos, mai divers. Îi dăm spre Cluj în continuare. Bă! Centru, am luat-o pe centură și în continuare ne îndreptăm spre Cluj. Am găsit la ieșirea din Găneasa cel mai nebun gard pe care nu cred că și-l poate imagina o minte umană. E nu știu ce. Un fel de, cum îi zice, Sagrada Familia. E un fel de Sagrada Familia, da, dar... Nu se
faci așa gardă. Mă, dar zici că e... că e viu. Da? Și poarta. Care din asta de flori, vezi? Aha. Zici că are dinți. Și asta la fel, să aibă flori. Așa gard. Așa gard. Da, sunt în viața mea. Nu pot să zic că nu e inedit. Ce e drept, merge în ton cu casa. Adică intrare, nu? N-avei cum să nu te oprești la vederea asemenei... Nu știu cum să zic, nu știu ce e. Ce e, mă? Cum să... Care-i cuvântul care îl caracterizează cel mai bine? Organicitatea. Să ne cărăm la Cluj! Hey, check to check, trying to make ends meet. You make more in one day than I'm making six weeks. Condos and law. Mergem de 5 ore, n-am ajuns la Râmnicu Vilcea, mor! Trecem pragul psihologic de 300 de kilometri care se bat. Am scăzut sub 300 de kilometri. Mai aveam 15 km până la Vâlcea, băgam ea. Am intrat în Vâlcea. Frumos în Vâlcea aici, avem verdeață. Fiind spuse, am făcut pană. După cum puteți uita, avem o pană fix la ieșirea Don Peco, imediat după localitatea la Ancrăm. Nasol. Acest lucru se ne întârzie cu niște kilometri. Da. Și cu niște timp. Avem aici muncitorul de bază care bagă pe capac. Dă-i că mai ai câine. Nu, că nu se dă cu mâna, dă-i continuu. Dacă îți dau un capac, te ia dragi. Bă, ăsta cum se dă, mă, să ridici? Păi și poți să scoți durata așa? Dar mai întâi desfaci piuliță. Aha. Să mă... Mă duci și un șert ăsta în interior. Cât ai rău? 4 persoane? Da. Hai, sub. Traficul e deosebit în această zonă, se lucrează, drum tehnologic, stânga, dreapta, ocoliri. În România e un șantier. Bagă câine, că odată în viața ai asemenea parte. Asemenea ocazii. Să vă explic cum se face o pană. E. Fui cricul până ai presiune. Ai presiune la click,
desfaci șuruburile, la unul dai jos, după așa. Care ridici mașina și apoi dai jos șuruburile. Necunoscătorul ăsta, așa, abar, nu știu el de asta, când se face o bară. Cine fi necunoscător? De-aia acolo. Eu zic să nu mai pui capa acolo pe stânga. Ce capa? Ăla. Capa acolo ala? Nu mai cunoaște ce vă trebuie. Una roata Sparta. Care pare a fi... O tăietură, coi. Mă! Ce-a fost aia? Tu nu vezi, mă, cât de vechi e cauciucul ăsta? Mă, bun. Hai că dacă mai schimb 2-3 pene, ești direct aia, Formula 1. De ce aia, mă, nu schimbă ca mine aici, nea? Acum, ca să continuăm, când pui roata, nu strângi pe zonele de tot. Le strângi treptat la față și întotdeauna în cruce. Dă-le așa. Am văzut. De ce se aude așa? Că e scurtat și n-are intermediară. Aha. Dar n-are tobă finală. Ia vezi. Și fac tuning așa. Bă, te ne duci asta, mă? Urmează acum, la vedea. Gata? Cam lăsată, mă? Mamă, căci. Boss. Eu să oprim la o vulcanizare, să-i dea niște aer. Ce am făcut, Andrei? Am să te încurc. Așa, ca un update a lucrurilor și a ce s-a întâmplat în ultima jumătate de oră. Am făcut pană, am schimbat pana. Roata de rezervă desumflată, nu mult, dar suficient cât să o umflăm. Pompa nu avea mufă de brichetă, așa că am legat-o direct la baterie cu motorul oprit și am rupt bateria. Am găsit aici la cineva într-un final niște cabluri și un domn foarte binevoitor, primul om care i-am făcut semn să oprească să ne ajute, a oprit instant, adică a văzut cablu, a tras pe dreapta direct, fără nicio ezitare, fără niciun dubiu și ne-a scos din rahatul la mare. Mai avem 130 de kilometri. Dar în continuare ne îndreptăm spre Cluj. Victorie mare, mare victorie. Am trecut sub 100 de kilometri, ceață pe aici, sper să... Nici nu-mi pasă dacă e ceață de seară, că ajung în Cluj, parchez mașina și îmi iau o bere. Voi linge două bere așa repede. De poftă, că de sete sunt rupt. Pe drum sau 11 ore jumate, ceva de genul. Dar am ajuns la Cluj. Bă, diseară Euphoria Music Hall, n-a apucat mă spate. Yeah.
Ja. Bitu mai tare. Mai tare o jumate bine, o jumate lor, o jumate rap, o jumate rock, o jumate weird, o jumate pop, un vor original, yeah, yeah, yo. O jumate bine, o jumate rock, o jumate rap, o jumate rock, o jumate weird, o jumate pop, yo. Un vor original, yes, yes, yo. Eu sou pronto por um puto perfil. Eu não posso calmar uma cala um corte de fim. Ai, você não se desce. Vou entender que a ti convince. Vou te fazer isso. Vou entender esse filme. Vou ter esse bagulho de rime. De que modelhaça, vou ter essa tomada de fim. Não existe repartir. Ce mă reprezintă sunt alumii curve. Care poartă frică. Un panu de revistă până de bagă încălcat. Un cap fără inima ca un corp fără cap. Un pot de fa de nevoile mele proprii. Asta vinta de-a fi eu și de bună seara, Cruz la Foca! Ăsta-i cel mai tare eveniment din seara asta! Dar vrea să mă las de respirat. Renunț la vrea. Las scuipat oricum. E mai bine să-l jur decât să bat. De când sunt copil fix aceleași probleme. Zici că avem vreme, dar n-avem nene. Banane, pepe, gogoși. Ce vinzi? Ești și produci, nu? Cine pretinzi a fi? Unul cu unul fac doi vor ca plaicul. Vor cu voi, noi cu maicul. E greu decizii dacă stai mult să judeci. Undeci, dar dacă e prea mult alunec. Nu mai cred în basme de genul. Iubirea, ce nu merge, de ce nu trece. Ce nu înțelege lumea rumba voi. Unii mai ales decât rumba voi. Cum totul e permis până la pelvis. Selfies ca Elvis, cu pe Davis, Travis. Care vrea să fie vaga matelor. Știu eu de paprița soapte. Ca să fie toată lumea bine împăcată. Nu dau nume seara asta. Pregătim să plecăm din Cluj. Andrei, cum te simți după concert? Blană de ieri. E... o să fie o zi lungă. Zici?